Încă de pe vremea când eram copil, veneam aici cu tatăl meu, chiar în locul acesta de unde filmăm acum. Și de aici am trăit cele mai frumoase momente. Chiar la poarta de acolo, mă rog, unde era poarta pe vremea respectivă, am văzut golul înscris de Cătălin Cursaru cu Dinamo. Înșire bună din defensiva formației Băcăoane. A plecat Cătălin Cursaru, Lobon s-a ieșit, Cursaru se duce spre gol! Un meci care mi-a rămas adânc în inimă pentru că am văzut o echipă puternică, o echipă care pentru Moldova, în primul rând, însemna foarte mult. Iată-ne aici, într-unul dintre cele mai deprimante locuri din Bacău, după cum puteți vedea și în spatele nostru. Cum a ajuns stadionul din Bacău? Da, Tibi, iată că ne aflăm aici după foarte mulți ani. Chiar tu îmi spuneai când am intrat că aici e locul unde obișnuiai să stai. În dreapta tribunei oficiale și, după cum ai spus și tu, veneam aici cu tatăl meu și mă bucuram că pot să văd fotbal la cel mai înalt nivel chiar aici în Bacău. Uite că acum, din păcate, autoritățile locale de foarte mulți ani nu doresc să investească bani în acest domeniu, mai ales în această bază sportivă care din 2013 zace efectiv în paragină. Sunt imagini dezolante aici pe fostul municipal din Bacău. Da, dacă stai să te gândești că în 2013, cum spuneai și tu, aici s-a jucat practic ultimul meci, oficial mult spus, pentru că a fost un meci amical al Sport Clubului, pe care l-au jucat aici pe stadionul municipal, când deja se lua în calcul modernizarea stadionului. Pentru că lucrul acesta se vorbește încă din 2010. Exact, și când stai să te gândești că totuși pe arena pe care suntem noi aici au jucat fotbaliștii celor de la Werder Bremen, de la Arsenal Londra. Adică parcă totuși e păcat să lași așa în paragină o asemenea arenă, cu un asemenea club, cu o asemenea istorie, pentru că știi cum se zice, în Bacău doar FCM. Da, și vezi tu, încă din anul 2000, stadionul din Bacău primisese acceptul de a organiza meciuri pentru Cupa UEFA. Adică era un stadion de rang înalt pentru stadioanele din țara de la noi, cea mai modernă arenă, practic, din Moldova la momentul respectiv. Uite, mă uitam când am intrat pe stadion, uite-te cum arată cărămida. Sunt anumite structuri ale arenei care clar arată îmbătrânite, așa cum se vede și în spatele nostru. Uite fotolile de la lojă unde au ajuns, uite cum arată în primul rând loja, geamuri sparte. De când Dumitru Sechelariu, Dumnezeu să-l ierte, a renunțat în a patrona echipa de aici, a murit și fotbalul în Bacău. Da, din păcate așa e, plus că vedem cum a ajuns terenul. E un strat de pietriș, printre care și-au făcut loc celebrii boscheți. Am avut parte de fotbal de performanță aici la Bacău. Da, mi-aduc aminte cu drag de fotbalul de aici și multe echipe plecau de aici dezamăgite care veneau în deplasare la Bacău, pentru că Bacăul avea pe vremea respectivă o echipă bună. Sperăm că în anii ce vor urma, odată cu relocarea stadionului care se va construi în Bacău conform spuselor municipalității, să putem avea din nou fotbal aici la Bacău.